discuție. Este o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Fostul mare fotbalist Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare cu executare. Colega mea, Delia Bulgaru, este alături de noi, vine cu ultimele informații. Bună ziua, Delia, o decizie definitivă, așadar, din moment în moment, ar trebui să se predea autorităților. Bun găsit, Berta, bun găsit tuturor. Da, a fost respins apelul lui Dănuț Lupu astăzi la Curtea de Apel București. El a fost condamnat de către judecătorii de la Tribunalul București la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare pentru că a condus fără permis de conducere în mai multe rânduri. Vedem că nu i-a convins pe judecători și, potrivit unor surse, el urmează să fie încarcerat la penitenciarul Rahova în foarte scurt timp. Așadar, vom aștepta să vedem când va avea loc această procedură și, desigur, vă reamintesc că este vorba despre Dănuț Lupu, care a condus de mai multe ori fără a deține permis de conducere, a rămas fără acest permis în anul 2001. Îți mulțumesc foarte mult, Delia Bulgaru. În aceste momente încercăm să-l contactăm pe Dănuț Lupu pentru a vedea o primă reacție în acest caz. Este o decizie definitivă dată de judecătorii Curții de Apel București și procedura începe de acum. Cel mai probabil polițiștii deja, în momentul în care primesc mandatul de la judecători, vor merge pentru a-l căuta acasă, în primul rând pe Dănuț Lupu. În cazul în care nu-l vor găsi acolo, evident, vor merge și la alte locuințe despre care se știe că ar putea să fie. Există însă și posibilitatea ca acesta să se predea polițiștilor, fie de fapt la orice secție de poliție. De acolo însă va fi încarcerat pentru o perioadă de 21 de zile în carantină la penitenciarul Rahova. 21 de zile, aceasta este perioada pentru a se putea obișnui cu sistemul penitenciar. Iată o condamnare definitivă în acest caz. A fost prins de mai multe ori fostul fotbalist că a condus fără permis, de asemenea sub influența alcoolului. Nu răspunde la această oră Dănuț Lupu, urmărim ancheta, evident vă ținem la curent cu tot ceea ce se